Să nu mă judeci, se numește. După o poezie a lui Sorin Culitaru, care mie mi-a plăcut mult și mai inspirată. Așa cum tot spun pe unde merg, e un alt fel de a privi despărțirea între oameni, nu neapărat cu furie, cu mânie, cu gelozie, ci cu un fel de înțelepciune și, de ce nu, poate chiar cu dragostea aceea pe care ne-a făcut la un moment dat să fim aproape, să nu mă judece. Să întrebe poetul